Vai de viața mea, ce sunt mapele astea! Răzvane, sper că de data asta ne-ai făcut o mapă. Ce nu o să mă umple de nerve, așa e, Răzvane, că ai făcut o mapă puțin mai ușoară? Recunoști. Zic că e mai ușoară, n-ai cum așa ceva, brother. Adică, acolo mi-ai pus o trambulină. Și ce se întâmplă dacă sar pe trambulina asta? Ah, ok. Poftim? Ce? Ce asta, mă? Bro, dar n-am cum să ajung aici, sau? Stați așa, ia, schema-ți! Nu te cred, stai! Bro, stai 2 secunde, cum ai făcut curios, n-ai cum așa ceva, stați 2 secunde. Bro, am cum să ajung aici? Nu te cred, fiți antenă, bă, ce-a făcut băiatul din greșeală, mi-am dat seama, parcă vezi că mergem până acolo și mi-a băgat 1000 de foculețe și totul se afla aici. Cum ar fi, ia. Ok, deci pentru trollul ăsta îți dau nota 2, pentru trollul ăsta, deci dacă nu-mi dă seama, nu vrei să știi ce mișa pe gură, nu vrei să știi, așa că îți dau 10, brother, noroc că mi-am dat seama acum. Hai cu speciala, hai, bă, băieți, cu speciala și să vedeți acum ce speciala ne pică și hai cu special, trecut peste speciala, vine speciala și 5 gemuri. Hai. Ok, David, încerc să-mi dau seama ce este mapa asta. Sigur, mapa asta nu se termină aici. Sigur, trebuie să fie ceva aici. Trei vară. Sunt prea crei. Ce? Pe asta n-am mai văzut-o, mă jur, pe ce vreți voi, pe asta n-am mai văzut. Ok, bă, sunt prea crei. Deci, bă, sunt prea crei. N-ai cum, bă, ce se întâmplă? Deci astăzi sunt cel mai inteligent om din lume. Doar azi, că de mâine sunt prost în continuare. Maxiol zis și Maxiol Oil. Ce faci, brădre? Cum ești? Ne-ai dat aici o mapă? Bă, nu pare. Bă, nu pare, era chiar pare o mapă foarte bună, cu un potențial foarte mare. Uitați 2 secunde ce viteză avem. Hai să nu pornim acum o ceartă între noi, Maxiale. Ce zici că mi-ai băgat focul și acolo? Bradere, cum să-mi bagi foc și acolo? Stai 2 secunde. Nu te cred că... nu, dar asta deja îi bagi jocuri, mă jur. Bradere, n-ai cum așa ceva. Aici? Nu-i foc? Acolo unde am sărit prima dată nu era foc, să știți. Ok, sărim pe urmă aici. După mergem aici, că aici nu iese niciun focul. Maxiol, eu zic să editezi mapa și să o faci puțin mai grea. Ce zici? Nu vrei? Nu? Chiar deloc? Bradere, și nu înțeleg! N-am cum să trec de chestia asta, nu te cred că primele două mape nu m-am enervat la ele și acum direct încep să mă enervez. Direct îmi vine să amân tot clipul de astăzi. Ok, pot sări aici? Jură-te. Bro, dar n-am cum să văd! Vai de viața mea, ok, bine, aici o să stăm mult și bine, bă, băieți, o să stăm mult și bine, că nu înțeleg, nu văd, n-am cum să-mi dau seama pe unde trebuie să o iau, înțeleg că trebuie să sară aici, da, unde să mai sară, bradere, și dacă sară aici mă fac bilot și trec așa, nu merge, normal, ma, bradere, n-am cum să trec de partea asta, nu suport. Deci asta, mapa asta chiar nu o suport, the fuck, cum am ars dacă n-am ars, bă. Ok, n-are niciun sens. Bun, și pot să sar aici? Nu, că am și foc. Bă, și cum ar trebui făcut? Nu înțeleg. N-are niciun sens. Toți bați joc de mine, că totul era pe colț. Jură-te, și am stat și m-am chinuit atâta? Mamă, deci atâta troll pe băiatul meu. Nici nu mi-a pus checkpoint acolo. Atât de rău, e rău cu spume. Valul uciga și te trec în telefon. Ok, deci aici era schema. Trebuie să mergem așa, dacă vă dați seama. În halul ăsta m-a ajuns, nici măcar nu mi-a zis. O trebuie și să cad de 1000 de ori ca să-mi dau seama. Hai, brother, sper să nu mai cad pe lângă, că nu, chiar nu mai rezist. Deci mapa asta m-a făcut. Am trecut prin! Cum? Hai, jocule, dacă mai trec o dată prin. Tu glumești, da? Hai, jocule, nu mai dezamăge acum. Ok, nu vreau să mai tai astea la editare, vă las să vă torturați deodată cu mine, bila aia, de ce m-am împins, de ce au venit în același drum cu mine, bila aia. Bă, fratele meu, de bila aia vă zic eu că nu ar fi trebuit să vină pe acolo și dintr-o dată fix pe acolo au venit. Ok, mergem finuț așa, mergem aici să rendăm un town nuc alunec, cum căcat alunec? Ok, bine, cum? Alunec, îmi poate explica cineva? Nu ar fi trebuit să alunec acolo, nu. Stați 2 secunde, bă, n-are niciun sens. De ce naiba alunec? Nu mai aluneca, hai, zic, într-un final nu mai alunecat. Dacă mai ia și ciocanul ăsta, făceam clăb.
Sper ca mapa lui Nei mai mult să mă calmeze, dar la cum arată mapa lui Nei, cred că mai tare chiar mă face să dezinstalez jocul. Și stau și mă gândesc, eu în viața asta ce mă joc, bă băieți? Brawl Stars m-a enervat? Mapele abonaților nu mai rezist, că Maxiol s-o gândesc să-mi bagi 1000 de foculețe acolo. Hai că mapa lui Nei chiar pare super faină, sincer. Chiar pare super faină, poți să revoare peste asta? Ok, facem schema, am vrut să mă arunc din prima, nu te cred. Ne aruncăm o dată și aici, hai, du-mă încolo acum. Mamă, da, asta se... Hai că aveam timp să mă arunc, aia zic, stați 2 secunde, ieți! Perfect, hai bă că mă apasă, chiar îmi place, chiar e ce trebuie, ok, bun, aici bănuiesc că trebuie să o las să se învârtă, sau... Mă fac bil, ia joacă pe... Dar nu așa. Bă, nu mă pot urca, ba da, mă pot urca, ce credeți că nu mă pot urca? Ok, cred că ar trebui să împing asta... Ca să pot sări dincolo, eu doar cred, nu vă luați după mine, s-ar putea să nu fie chiar așa mare nevoie, dar eram sigur că urma să se învârta aia și să mă arunce în toate părțile, dar uite față că nu s-a întâmplat. Bă, Nei, bă, nota 10 pleacă, 20, 30, 40, toate notele pleacă, deci asta da, mape de astea chiar mai vrem. Chiar ne mai trebuie mape de astea, am nimerit aia, zic, bă, ce credeți mă, că nu o să nimeresc? Ia că avem toate șansele, ok, și... Checkpoint? Zi-mi, te rog, am un checkpoint. Vai de viața mea. Bă, ești viața mea. Deci Nei, bă, Nei îmi e cel mai bun prieten. Nei îmi e cel mai bun prieten de acum încolo. N-ai cum așa ceva. Deci am făcut o mapă, bă, asta da mapă, bă. Mi-a pus și checkpoint acolo ca să nu-mi sparg nervii. Aici asta o... Nu, puteai face și mai mic. Cel mai bun prieten. Mamă, să vezi tu ce prieten vom fi în continuare. Nu te cred. Deci dacă... Aia zic. Vai de viața mea, îți dau nota 8. Îmi pare rău, dar dintr-o dată îți dau nota 2. Dacă stau să mă gândesc, îți dau 2. 2. Rămâne 2. Sub Kevin, ce ne-ai pregătit, bradere? Că iară îți de astea de trebuie să mă duc la Dumnezeu, să mă întâlnesc acolo cu toți îngerii. Băi, măcar de mi-aș cunoaște îngerul păzitor ca să știu, bă, care dintre ei, care mă mai apără uneori de mapele astea? Ai, de viața mea, ia jucați-o pe asta. Nu te cred. Ok, mai încercăm o dată, nu e nicio problemă. Mă arunci, te rog? Aruncă-mă. Aia zic, ok, bun. Hai. Am dat-o pe lângă iarăși, bă! N-ai, nu se mișcă camera de chestia aia! Ba, se pare că se mișcă camera de mie, așa mi se pare că se mișcă foarte repede. Aruncă-mă! Hai, aruncă-mă, ok. Bă, fratele meu. Nici pe aia n-am apucat să mai ajung, serios? Mamă, ce trolă aveți, bă, pe voi. Aia zic, hai. Bă, ce credeați, că nu nimeresc, hă? Ok, bun, acum avem de urcat. Checkpoint... Nema, n-avem nevoie de checkpoint. Ok, cred că aici avem un checkpoint, sper. Ciocanul ăsta. Gata, am trecut, ia jucat-o pe asta. Am vrut să zic că e cel mai urât ciocan de l-am văzut în viața mea și aparent m-a lovit o chestie de aia. Nici nu știu cum se cheamă și m-a lovit o chestie de aia. Dacă vă dați seama, ciocane, am trecut de ciocan. Astea așteptăm să intre în pământ. Nici nu trebuie să așteptăm, trec direct așa. Ia jucat-o pe asta, ok, bun. 10 direct, trebuie așa mape, mai vrem mape de astea, 10. Vasii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 i
puțin, că bănuiesc că pe acolo trebuie să o iau, așa nu cred că e finish-ul ăsta de aici. O iau direct pe aici, că știu eu cum funcționează toate chestiile astea. Stai să vezi de nu e un finish acolo sus. Jură-te că e un finish acolo sus, uite-l ai, mă! Ok, bine, ia jucați-o pe asta, era să-mi iau țeapă iarăși. Ok, bun, măcar nu-mi iau, măcar mi-am dat seama mai repede decât ar fi trebuit, că băiatul vrea să-mi dea mare țeapă. Bine că nu i-a funcționat planul, că dacă îi mai și funcționa planul și îmi iau mare țeapă, e nașpa. Ok, aici trebuie să coboare ceva și să mă urce. Bănuiesc că asta, nu asta, uite asta. Hai, brother, du-mă! Mai vii? Nu cred că, ba, hai că mai vine. Și în ce parte trebuie să sar? Ce? Bro, stai două secunde, ce? Bă, cum? Stai, unde trebuie să sar, bro? Bă, ce e asta, mă? Și unde trebuie să mă duc? Nu, nu te cred. N-ai cum așa ceva. Ia aici, mă, fii antenă. Ia asta, mă. Să nu ia asta. Bă, ce-o făcut nebunul, mă? Bă, cum? Și finish-ul. Nu te cred. Bro, mi-am luat țeapă. N-ai cum așa ceva. Unde-i, mă?
Uite la evă că e ascuns acolo și cum intru acolo, că n-am cum să intru acolo, mâncați-a și sufletul tău. Stai două secunde, bă, n-ai cum așa ceva, uite bă la el ce-o făcut, bă. N-ai cum așa ceva. Și cum intri acolo, care-i faza? Nici nu cred că ai cum să intri acolo. Cred că-i pus, bă, cred că-i pus numai să-mi dea țeapă mai mare. Am cum să intru aici? N-am cum. N-am cum, bro. Nu te cred. Dar vine că prin pereți mă poate trece, ok. Hai că mă parchez repede aici, că mă cobor asta, poate mă bagă pe aici. Ia stați așa. Ba da, mă! Ai de viața mea, ce smapele astea! Nu te cred, ce smapele astea, mă! Bunul meu prieten Costin! Sper să-mi fii prieten în continuare și să nu se întâmple nimic cu relația noastră de prietenii, care ar fi mare păcat, nu crezi? Așa, dintr-o dată, să nu ne mai vorbim, să nu te mai suport așa dintr-o dată, din cauza că mi-ai dat o mapă mai grea. Bine, asta nu se va întâmpla niciodată, că vă-ți dai seama că eu nu prea sunt genul ăla de om să am ceva cu cineva, știi? Doar dacă e o mapă mai proastă, poate. Dar, bă, tu faci mape foarte bune, nu sunt troll, nu nimic. Am căzut, aici a fost vina mea, dacă ai idei, deci aici a fost vina mea. A fost vina mea, deci asta e discutabilă, aici tot vina mea. Vă zic eu când e vina lui Costin. Costin, fii pe fază, că sunt ochii pe tine, nu te cred. Am intrat în panică, da? Ciocanul a intrat în panică, da? Hai, bă, bine că merge pe burtă dintr-o dată caracterul meu, bradere. Dacă mai alungi o dată pe burtă, nu ești porc mistress, da? Hai, aia zic, ok, și-am terminat mapa așa repede. Am dat și pe lângă. Ok, îți dau nota 9 ca idei. Bro, cum ar trebui să arăt nota 9? Vă dați seama că habar așa se arată nota 9, logic, da? Logic. Așa că nota 9 meriți chiar mai mult. Da, mulțumim maxim de mapă, bradere. Voi labo? Ce-i asta, bradere? Nici nu știu de unde trebuie să pornesc, ma... Am înțeles, mapa asta... Nu înțeleg nimic, mâncava-ș sufletul vostru, bă, fratele meu. Ce-i bă asta, bă? Ok. Mamă, nu înțeleg nimic, deci din mapa asta nu înțeleg absolut nimic, trebuie să ajung acolo. O să ajung vreodată? Ei bine, nu voi ajunge. Bă, dar cât mai cad? N-am să ajung acolo, acum, ba da, ce? Cine a zis, mă, că nu o să ajung niciodată? Ia jucați-o pe asta. Vai de viața mea, ce mapa asta, bradere? Ok. Și aici, bănuiesc că ar trebui iarăși schemață. Trebuie să cad aici, să mă arunc așa mai tare. Hai că poate nimeresc, ia jucați-o pe asta, că am și nimerit. Îți... Perfect, bun. Acum, asta ar trebui să mă arunci. Nu știu cum mă aruncă. Sper că așa, nu? Ok, mă aruncă. Perfect. Și de aici cum ar trebui să mă urc? Sau pe unde ar trebui să mă urc? Cred că... A, uite aici, bro. Nu te cred. Din greșeală am văzut-o. Mă aruncă sau? Aia zic. Ok, bine, a fost și vina mea. Mai e ceva pe aici? Oare ascuns? Hai, bradere, aruncă-mă. Bă, dar cum? Stai două secunde că mă tot lovește de perete. N-ai cum așa ceva. Mă tot lovește de perete. Nu mă mai lovi de perete. Bro! N-ai cum. Ok, așa? Hai, aruncă-mă acum. Sunt pregătit. Nu mai sunt pregătit dacă nu mă arunci la timp. Bro, stai, ceva nu-i bine. Ai, de viață mea checkpoint? Ok, n-avem nevoie de checkpoint. Bă, stai mă două secunde că ceva e extrem de dubios. Știi ce? Mă duc prin partea asta. Vreau să încerc și prin partea asta. Ok, aici ar trebui să mă pun, așa-i? Bine, uite, aici parcă e pusă mai bine. Da, normal că e pusă mai bine, dar eu creier, trăiți la familie. Ce, un sfert de creier? Hai, aruncă-mă. Hai, bine. Am nimerit, măcar de data asta am nimerit și eu ceva. Acum, zi-mi de dinainte unde ar trebui să mă arunc. Ca să-mi dau și eu seama, brother. Ceva zic eu că nu este bine. Hai, aruncă-mă. Ok. Și ar trebui aici să nimeresc și de aici... Nu mai înțeleg. Bradărei. Și de aici ce? Ar trebui să o iau pe spatele ăstuia? N-am cum să o iau pe aici. Bradăre, ce-i asta, mă? Mă, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg absolut nimic. Absolut nimic. Ok. Nu înțeleg. Nu înțeleg, deci mapa asta cred că e cea mai complicată mapă ce ar putea cineva să o primească vreodată în viața asta. Aruncă-mă. Hai, ok, bine. Îți cred că trebuia pe dincolo, nu pe aici. Hai că încerc, nu merge pe aici, nu te cred. Ba, da, merge, ia joacă pe asta, ok. Am căzut printre bani.
Mamă, bă, dar ce complicată e mapa! Stai două secunde. Stai, e așa, să înțeleg și eu, mai aruncă-mă o dată, bro. Ok. Nu-mi place cum mai arunca, dar încă o dată. Ok, și atunci aici, da? Și de aici ce? Unde? Aici văd o trambulină. Ne aruncăm pe ea. Și acum aleg aici un finish, da? Maică, sfântă, brother, direct 10. Direct 10. Dar dacă m-a dat cu acest episod, bă băieți, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar noi ne vedem cu obicei în episodul următor, dacă o să mai avem ce mape să jucăm. Așa că toate cele bune în celălalt zi, bye bye, pa!